Salutare lume, continuăm cu răsfoiala de benzi desenate, încă un spirou, nu cred că pronunț corect, tot o revistă de benzi desenate din anii 50, de data asta din 56, numărul 957, tot 32, 26 de pagini, de fapt 28. Nu văd de departe. Așa tot poveste pe prima pagină care se continuă. Chiar arată super bine, încă o revistă în condiții ok. Ceva detalii despre Le Grand Prix. Bucky Danny. Alertă în Malaezia, ce va poveste cu război. Bine că erau populare în perioada respectivă. Ce fain arată și așa pe alb-negru. Chiar super bine. Avem și o poveste cu mafie, polițiști. Chiar super, super tare visele astea. Cowboy. Ne jucăm de-a cowboy și indieni. Le fil de logle. Nu știu ce am citit acolo. Aici ceva poveste istorică. Am spus că e un mix de povești istorice, de... Da, mai mult istorice, că, na, SF mai puțin, nu prea era SF pe atunci, perioada aia. Stai, ceva poveste biblică din ce văd. Așa, uite, avem și SF-ul. Ceva telescop, să observi luna, interesant. E interesant să vezi și articole din anii ăia, că evident acum, după 70 de ani, ai un pic mai puțin, după 68 de ani, tehnologia aia e destul de veche. Așa, și o poveste cu Lucky Luke. Prima lui apariție a fost prin 46, ceva de genul. În revista asta a început să fie publicate povești cu el în 56. Personaj destul de popular, presupun că îl știți. Și cam ăsta e și sfârșitul la revistă. Spus că... Coperțile țin parte și din poveste. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!